Timp de trei zile la Ulm, în Germania, se desfășoară forumul anual al Uniunii Europene pentru Strategia Dunării, unde foarte multe dintre temele dezbătute de liderii europeni din țările riverane Dunării s-au axat pe necesitatea construirii a 12 noi poduri peste Dunăre. Proiectul, care este considerat o utopie de către unii lideri politici giurgiuveni, ju este privit cu mare responsabilitate la nivel european. Proiectul pentru construirea de noi poduri peste Dunăre se poate realiza, trebuie doar să credem în el. Este unul dintre proiectele despre care s-a vorbit foarte mult aici. Dunărea este un fluviu mare, dar cu prea puține traversări și cred că unul din rezultatele cooperării noastre este să construim mai multe poduri. Reprezentanții țărilor riverane Dunării trebuie să aibă o voce mai puternică în Uniunea Europeană. Dunărea, în comparație cu Rinul, nu are suficiente utilități. Acolo există poduri la o distanță de 8 km, în timp ce pe Dunăre există un pod la 150 de km. Este important ca pe viitor să avem comisari ai Dunării, care să devină oameni de legătură directă cu forurile Uniunii Europene. Prea puținele treceri peste Dunăre, care au dus la degradarea infrastructurii sociale, a lipsei locurilor de muncă și la exodul localnicilor de toate vârstele, au creat și imaginea negativă sintetizată prin formula Suntem cea mai săracă regiune din Europa. De aici și interesul major al reprezentanților localităților riverane Dunării de a crea noi traversări peste Dunăre. Cu detalii și imagini de la Forumul Internațional din Germania vom reveni în jurnalele următoare de la TV Giurgiu.